Partea a doua a emisiunii noastre de astăzi, Dorin Popescu în continuare alături de noi. Excelență, vorbeam de Franța și de ceea ce dorește să facă președintele Macron, dar înainte de toate un scurt material video pentru a putea discuta după aceea exact pe baza declarațiilor care vin de la Palatul Élysée. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Da, care este mesajul? Este ușor de înțeles. Dar pare că Franța vrea să devină jandarmul Europei și asumă această politică de securitate, așa cum am spus și înainte de pauza publicitară. Sunt câteva inițiative majore ale Franței care dovedesc un plus de prezență și acțiune diplomatică și politică și geopolitică în zonă. Prima este conferința organizată la nivelul șefilor de stat și de guvern la Paris. A doua este o reuniune oarecum similară, dar la nivelul ministrilor apărării și ministrilor de externe, care va avea loc tot la Paris pe 7 martie. A treia, un plus de prezență și de acțiune diplomatică de sprijin pentru Republica Moldova. A patra, conform angajamentelor luate la ultimul summit al NATO, Franța va conduce în continuare ca națiune cadru grupul de luptă NATO de pe teritoriul României ridicat la rang de brigadă și va mări efectivele militare. Și a cincea, această declarație prin care a spune așa ușor metaforic președintele Franței scoate vestul din moartea clinică, reținem afirmația președintelui francez în legătură cu NATO, făcută în urmă cu 2 ani dacă, sau 3 ani, că NATO este moarte clinică. Iată că tocmai președintele Franței, care vorbea acum 3 ani de faptul că NATO se află în moarte clinică și de faptul că preferă, iubește, visează o Europa de la Lisabona la Vladivostok, același președinte al Franței, iată, scoate vestul din paradigma pasivității în ceea ce privește sprijinul internațional pentru Ucraina și enunță noi linii de acțiune. Acum, cu declarația asta care a provocat foarte multe temeri, inclusiv în România, că escaladare, că război, 1. Perspectiva unui război, a unei confruntări militare cu implicarea directă a României este extrem de redusă. Spre imposibilă în momentul de față, da? Și extrem de îndepărtată, asta vreau să zic. Extrem de redusă și extrem de îndepărtată, nu ne paște niciun război, da? Pe termen scurt. În schimb, pregătirea pentru război trebuie să fie sistemică, amplă, permanentă. Pregătirea pentru război. De ce? Era obligatorie și pe timp de pace, dar acum, când crește temperatura geopolitică în multe puncte ale planetei și mai ales în imediata vecinătate a României, pregătirea pentru război trebuie să fie iminentă. Iar președintele Franței enunță o chestiune pe care o văd în dublă cheie. 1. Un mesaj de disuasiune, de descurajare către Federația Rusă. Federația Rusă rostogolește către vest de 2 ani amenințări nucleare, că zboară rachetele nucleare la Paris, la Berlin, la Londra, peste tot în lume, că numai o generozitate fără precedent a liderilor de la Kremlin îi împiedică să pună mâna pe butonul nuclear, etc. Și modest, excluzând, încercând să nu excludă ca ipoteză absolut teoretică, Macron spune că noi am putea trimite și trupe unde? Pe teritoriul Ucrainei, nu pe teritoriul Federației Ruse. Deci, 1. Mesaj de descurajare și de disuasiune, corect, se transmit într-un astfel de război informațional hibrid, se transmit și mesaje de disuasiune. 2. Franța a semnat de curând un acord bilateral de securitate și de sprijin militar cu Ucraina. Și se pare că Franța dorește să își onoreze angajamentele de sprijin. Iată, Dorin Popescu, avem o imagine foto. Este vorba despre așteptările pe care Germania le are de la Federația Rusă în cazul unui posibil conflict militar. Sigur, sursa este Bild, un ziar catalogat de mulți ca fiind tabloid, dar este pe baza unor analize pe care le-au făcut cei de la Ministerul Apărării din Germania. Și alături de noi ni se alătură Andrei Șvarț, analist de politică externă prin Skype. Bună seara, Andrei! Bună seara, Răzvan! Bună seara tuturor! Andrei, nu știu dacă tu ai putut vedea imaginea pe care noi am prezentat-o. Este vorba despre modul în care Germania se așteaptă de la o posibilă amenințare din partea Federației Ruse. Este o analiză pe 4 componente. Prima, evident, vizează o campanie de dezinformare. Apoi s-ar putea urmări atragerea trupelor NATO într-un singur punct de conflict, urmând într-o a treia fază lovituri militare pe scară lungă și, evident, într-un final
invazia Germaniei. Eu mi-am spus punctul de vedere asupra acestui lucru chiar astăzi în jurnalul de dimineață de la B1 TV, dar aș vrea să știu cum vezi și tu, din perspectiva ta, acest mesaj care vine atât de la Berlin. Da, au fost niște interesante remarci făcute atât de către președintele francez Macron, cât și de către cancelarul german în ultima săptămână. Și răspunsul Rusiei l-am văzut pe Lavrov râzând referitor la ce spunea cancelarul german, spre exemplu, și la ce făcea referire Macron. Aceste patru puncte, strategia Rusiei, trebuie să spunem că Rusia se află în război cu noi toți, cu Uniunea Europeană, cu țările NATO, deja de mulți ani. Războiul acesta s-a intensificat pe perioada pandemiei cu foarte multe victime reușite de către Federația Rusă în întreaga lume, din America Latină până în Asia. Și ei se joacă cu mințile și cu temerile fiecăruia. Ei fac o segmentare, o analizare, o segmentare a fiecărei populații cu temerile generale ale populației din țara respectivă și apoi se joacă cu mințile noastre, creând scenarii din acel punct. Și răspunde unei nevoi a populației din țara respectivă. Și este foarte interesant să analizăm cum ne definesc ei pe noi prin modul în care ne atacă. China, de asemenea, este într-un război de un tip mai nuanțat și mai delicat în acest moment, dar cu foarte multe victime, de asemenea. Și modul în care ei s-au comportat la începutul pandemiei, chiar dacă lansarea virusului sau virusul nu a fost lansat în mod deliberat din laboratorul din Wuhan, modul în care China, Partidul Comunist Chinez, s-a raportat la relațiile cu întreaga lume și încercarea noastră de a securiza China în acel moment al anului nou chinezesc, a dus la foarte multe milioane de victime. Deci, atunci când vorbim despre un al treilea război mondial, acesta deja s-a întâmplat din punctul meu de vedere. Pentru că un război mondial informațional. Informațional și a fost un război din partea Rusiei, da, care s-a folosit de eliberarea acestui virus. Iar China, prin neglijență cel puțin, a dus la moartea și suferința multor oameni și la căderea în... La faptul că mulți oameni, inclusiv în România, au ajuns să pună în discuție orice se întâmplă. Chiar dacă este și vina noastră, Andrei, îmi cer scuze că te întrerup, un analfabetism funcțional la scară ridicată în România, un sistem educațional care își capătă foarte mult, deși avem vârfuri, dar și o diferență foarte mare între ceilalți. Pe de altă parte, domnule Dorin Popescu, o știți pe scriitoarea Ludmila Ulitskaya? Da, o scriitoare proeminentă în Federația Rusă, dar a fost pusă pe lista agenților străini de către Vladimir Putin, doar pentru că și-a permis să critique războiul pe care Vladimir Putin îl face în Ucraina. Iată elitele intelectuale sau partea elitelor intelectuale din Federația Rusă încep să se opună acestui război. Și nu doar ele, am văzut un semnal, fără impact public deosebit, dar un semnal al curajului unei pături a populației din Federația Rusă care a riscat totul, a riscat și viața și moartea, spre asista la funeraliile lui Navalny. Deci am văzut acolo mii de cetățeni ruși cu opțiune antirăzboi explicită, cu opțiune anti-Putin explicită, care au avut curajul de a-și exprima în spațiul public împotriva sistemului represiv al Kremlinului, opțiunea lor pentru curaj, pentru libertate, pentru continuarea moștenirii ideologice a lui Navalny. Dintotdeauna a existat curaj în Federația Rusă, în medii intelectuale, în anumite pături, etc. Numai că n-a existat un curaj amplu, asumat, civic, etc. Pentru că sistemul represiv are mijloace de opresiune aproape fără precedent în lume, în momentul de față, dar voci individuale și colective subțiri și marginale au existat, există și vor exista dintotdeauna în Federația Rusă.
Doar pe scurt, și eu despre acele evaluări din Germania. 1. Campania de dezinformare are loc în mod sistemic, are loc în mod constant, este parte a războiului hibrid declanșat de Federația Rusă împotriva Vestului, împotriva Occidentului. Este fără niciun dubiu că această campanie de dezinformare se produce. Aici vreau să mă oprim o secundă. Războiul hibrid presupune îmbinarea mai multor componente de război. Inclusiv militar. Avem războiul informațional. Da. Ce altceva mai face Federația Rusă ca să putem vorbi de un război hibrid și nu doar de un război informațional? Acțiuni de destabilizare. Acțiuni de destabilizare, acțiuni de distrugere a coeziunii vestului, da? Mâna rusească, urma rusească se află și în decizia privind Brexitul. Poate promovarea partidelor extremiste? Poftiți? Promovarea sau susținerea unor partide extremiste? Exploatarea resurselor vulnerabile interne a cetății asediate. Bineînțeles, e de manual. Deci foarte multe. Campanii de dezinformare nici nu trebuia să ne spună Bild, da? Se desfășoară. 2. Utilizarea unor lovituri cu raze lungă de acțiune nu sub nicio formă. Asta ar putea face parte dintr-o confruntare militară directă între Federația Rusă și NATO și exclud orice posibilitate ca pe termen scurt și mediu aceste lucruri să se producă. Dar de aici sigur că există discuții în Germania, că de aici și unele rezerve ale autorităților germane de a livra rachetele Taurus Ucrainei. Și pentru că în contrapartida acestea, putând să lovească ținte de pe teritoriul Federației Rusă, Germania se așteaptă la lovituri, inclusiv împotriva Germaniei. 3. Invazia Germaniei. Sub nicio mai multă formă. Sub nicio mai multă formă. Un astfel de risc nu există, cel puțin pe termen scurt și mediu. Bun, sunt total de acord cu dumneavoastră, dar și scenariul pe care Ministerul Apărării Naționale din Germania l-a pus pe masă, există într-un context special, în contextul în care ar escalada, evident, aceste ostilități militare, lucru care este puțin probabil în momentul de față. Bun, în regulă, da, scenariul maxim negativ al escaladării până la confruntarea militară directă și cu finalizarea invaziei Germaniei. Bun, și asta ar însemna ca trupele ruse să treacă prin Polonia. Oho, să treacă prin foarte multe teritorii NATO. Ori reținem angajamentul la care subscriu și liderii germani de a se apăra orice centimetru pătrat de teritoriul NATO, începând cu teritoriul cel mai expus. Și de departe, teritoriul NATO cel mai expus nu este acela al Germaniei, doar o singură chestiune. Dar dacă aceste lucruri îngrijorează Ministerul German al Apărării, dacă și există o verosimilitate a unor astfel de scenarii, îndemn autoritățile de la Berlin să facă tot posibilul pentru a stopa în această etapă, în această fază, rostogolirea militară. Eu cred că asta urmărește și Berlinul. Cred că este o chestie și de propagandă internă pentru a pregăti populația Germaniei pentru creșterea, atenției PIB-ului acordat înzestrării militare și, evident, și pentru sprijinul Ucrainei. Cred că ar trebui să priviți în această perspectivă. Pe de altă parte, Andrei Schwarz, vedem mesaje care vin de la Berlin, care vin din Marea Britanie, care vin de la NATO sau de la șeful Pentagonului, o declarație foarte recentă, în care vorbește de posibilitatea escaladării unui conflict militar între NATO și Federația Rusă. Puțin probabil în momentul de față, dar care este scopul pentru care astfel de mesaje vin, atenție, nu vin din Polonia, nu vin din România, nu vin din statele care se află pe flancul estic al NATO și ai dori să presupui că doresc să atragă atenția amenințării asupra Federației Ruse. Vin din capitale foarte, foarte echilibrate în ceea ce privește discursul de politică externă. Eu aș mai adăuga un alt strat aici de nuanțare, Răzvan. Nu sunt convins că în acest moment tradiția diplomatică din capitala Franței sau din capitala Germaniei contează atât de mult. O întâlnire precum cea avută de președintele Macron Franței cu emirul Qatarului în urmă cu câteva zile, în care emirul Qatarului a promis investiții de circa 10 miliarde de euro și Macron s-a bucurat și a anunțat asta populației franceze, îmi dă o senzație destul de neplăcută în ceea ce privește, stabilitatea țărilor vechi Europe. Și tare mi-e că, la fel precum au fost declarațiile acelea referitoare la trupe NATO în Ucraina, e de fapt un discurs care dă apă la moară discursului lui Putin și lui Lavrov și Zaharovei și așa mai departe. Cred că este cel puțin neglijent acest tip de discurs.
Amenințarea rusă, sunt de acord cu Dorin Popescu, amenințarea rusă a atinge granițele Germaniei presupune, bineînțeles, să treacă deja prin Polonia. Ori asta nu se întâmplă ca prin brânză. Polonia este mai pregătită ca oricând în... Aș spune că e mai pregătită decât Germania din punct de vedere militar și asta este o realitate. Trebuie să uităm la datele statistice. Și al voinței politice, a spune. Și mai ales al voinței politice, știm foarte bine cum Varșovia privește Moscova. Și a determinării... Cu un realism specific teoriei relațiilor internaționale. Andrei Schwarz, aș vrea să ne spui foarte pe scurt cum arată în momentul de față relația dintre Federația Rusă și Israel. Este la cel mai scăzut nivel din ultimii zeci de ani. Premierul Netanyahu a încercat să echilibreze cumva, să joace un rol așa de jongler în relația dintre vest și est. Atât relațiile cu India, cât și cu China, dar chiar și cu Rusia, s-a investit foarte mult efort creativ în a se îmbunătăți aceste relații. Pentru că aceste state au recunoscut statul Israel doar în ultimii câteva zeci de ani, 20-30 de ani. Relațiile au fost foarte proaste în mod istoric, inclusiv cu India, care era aliniată cu Uniunea Sovietică, după cum știm, în bună măsură, a spune, și în bună măsură cu China, dar din nou cu nuanțe, pentru că există tensiuni serioase între cele trei mari puteri, China, Rusia și India. Israelul a încercat din răzputerea, spune, și încercările lui Bibi Netanyahu au depășit recomandările celor care cunosc mai bine decât el mentalitatea și pregătirile care se făceau în Rusia și respectiv chiar și în China pentru reconfigurarea lumii. Andrei Schwarz, în acest context al relațiilor extrem de jos între Tel Aviv și Moscova și într-un context pe care îl înțelegem cu toții că Federația Rusă încearcă să destabilizeze, aș vrea să mergem către un personaj care a fost pronunțat în prima parte a emisiunii noastre. Este vorba despre Ilan Shor, un personaj care are conexiuni directe cu Kremlinul, foarte bun prieten cu Peskov și care se află în spatele tuturor tentativelor de destabilizare internă din Republica Moldova. Un cetățean care creează rău geopolitic în regiune, dar care se află în Israel. De ce autoritățile din Israel nu îl extradează pe Ilan Shor pentru a putea fi judecat pentru faptele de care este acuzat? Sunt două părți ale răspunsului meu la această întrebare. În primul rând, ne întrebăm noi, cetățenii români, de ce nu sunt extradați dintr-o țară a Uniunii Europene către România, țara Uniunii Europene, diverși condamnați penal de către sistemul de justiție românesc. Și răspunsul nu este întotdeauna pe placul nostru. De ce? Pentru că nu este colaborarea dintre sistemele de justiție din țări, inclusiv membre ale aceleiași Uniuni, ale Uniunii Europene, nu funcționează așa cum ar trebui și prezumția că sistemul de justiție al României judecă pe aceleași baze ca și sistemul, spre exemplu, italian sau cel din Grecia și așa mai departe. Aici există și această disfuncționalitate pe relația dintre Republica Moldova și Israel. Apoi, Republica Moldova, ca și Ucraina până în 2014, ca și Belarusul, ca și alte țări din siajul Rusiei, pe care Rusia și-ar dori să le păstreze în cadrul Imperiului, în aceste țări sistemul de justiție a suferit într-adevăr de-a lungul timpului. Deci, aceasta e prima parte a răspunsului. A doua parte, Ilan Shor s-a prevalat de faptul că este evreu și a solicitat cetățenie israeliană,
Nu sunt sigur dacă el e născut în Republica Moldova sau chiar în Israel. Din câte rețin, parcă e născut în Israel, de fapt. Și atunci, mă rog, a primit cetățenie israeliană de la foarte Paș. Ușor. De ce nu este extradat? Israelul nu a extradat decât foarte rar cetățeni, nici măcar în Statele Unite, în Marea Britanie, în, ce știu, țări vestice. Au fost câteva cazuri, din câte rețin, în ultimii ani, când au fost extradați cetățeni israelieni către Australia, Statele Unite, dar sunt rarissime aceste cazuri. Sunt foarte mulți cetățeni originari din Republica Moldova sau din alte state ale fostei Uniuni Sovietice care trăiesc în Israel și care sunt foarte conștienți de rolul negativ pe care Ilan Șor îl are nu doar asupra populației și democrației din Republică, ci și asupra relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și statul Israel. Bun, haideți să jonglăm către Orientul Mijlociu în cele din urmă, acolo unde Dorin Popescu a spus că Federația Rusă și Republica Populară Chineză, conform spuselor lui Putin, au o viziune comună. Cum ar arăta această viziune comună a Rusiei și a Chinei în Orientul Mijlociu? De bună seamă că Moscova reactivează pompieristic acum teoria, teorema, lema, soluția statului palestinian. Da? Asta urmează existența Federației Ruse de a reîmprospăta acest proiect. Substratul este că Federația Rusă joacă în momentul de față un rol geopolitic mult mai mic în Orientul Mijlociu decât cel pe care și l-ar visa. În dese rânduri, autoritățile de la Moscova enunță faptul că Statele Unite au impus un monopol geopolitic asupra soluțiilor din Orientul Mijlociu, renunțând la posibile intervenții diplomatice pozitive ale altor actori, precum Federația Rusă și chiar Uniunea Europeană. Aceasta este narațiunea Moscovei, că Statele Unite au impus un rol hegemonic, un monopol hegemonic în ceea ce privește soluțiile pe Orientul Mijlociu. Și Federația Rusă dorește să construiască iată, punând la dispoziție fel de fel de platforme, inclusiv una pentru a facilita o refacere a unității palestiniene globale. Este vorba de celebra inițiativă a Ministerului Rus de Externe, privind desfășurarea la Moscova unei conferințe, a unor activități publice, la care s-au întâlnit, spune Moscova, reprezentanții a cel puțin 14 facțiuni palestiniene. Exact. 14, printre care Hamas, Jihadul Islamic, Organizația pentru Eliberarea Palestinei, Autoritatea Națională Palestiniană. Deci 14 facțiuni care, după două zile, trei zile de discuții acolo, ar fi elaborat un comunicat de presă care, o hotărâre comună, o declarație, care se bazează pe interesul tuturor și pe dorința tuturor de a se reface această presupusă unitate palestiniană sub steagul Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Iată, Moscova enunță triumfal faptul că o nouă inițiativă, o nouă platformă de creare a coeziunii unității palestiniene a fost favorizată de Federația Rusă. Acum, China. China, eu unul cred că China are un rol încă mai modest decât cel al Federației Rusă în ceea ce privește Orientul Mijlociu, doar că China este instrumentul global prin care Federația Rusă poate enunța o platformă coezivă la nivel global, internațional, în Consiliul de Securitate al ONU, acolo unde toate rezoluțiile pe Orientul Mijlociu propuse de Federația Rusă sau de către aliații și parteneriei și partenerii ei sunt blocate de către Statele Unite. Deci, viziunea comună a Federației Rusă și a Chinei se bazează pe această lemă, pe obiectivul strategic de crearea statului palestinian în condițiile enunțate și știute de către întreaga comunitate internațională, ca deziderat. Ca obiectiv, iar Moscova desfășoară și acțiuni concrete la care Beijingul doar ridică mâna în calitate de susținere pe platforma numită Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Da, Andrei Șoars, punctul tău de vedere, există acest tandem Beijing-Moscova privind Orientul Mijlociu și ce încearcă să facă Federația Rusă în momentul de față? Există într-o oarecare măsură un tandem între cele două țări, nu neapărat pe problema Orientului Mijlociu, ci în general. Ei încearcă să submineze lumea liberă, încearcă să submineze rolul de hegemon, spun ei, nu al Statelor Unite, și după cum spunea Dorin Popescu, ei încearcă să divizeze unitatea
dintre Statele Unite și Uniunea Europeană să se folosească, și spunea Dorin Popescu, din nou îi dau dreptate absolut, de temerile și de dorințele și de ambițiile fiecăruia. Brexitul, din nou îi dau dreptate absolut, s-au folosit de, din nou, acest ego al Marii Britanii, al unei părți, a unei jumătăți plus unu a populației, care s-a redus ulterior și au dat seama de ceea ce au făcut o parte dintre cei care, iar alții au mers înainte, nu ne dorim să recunoască față de ei înșiși că au greșit și că au fost până la urmă pion, într-o bună măsură, idioți utili ai, după cum chiar la Moscova sunt definiți. Deci există unitate într-o oarecare măsură. China nu are unelte în Orientul Mijlociu suficiente. Rusia și-a pierdut din unelte la propriu pe măsură ce a avut nevoie de bateriile antiaeriene în invadarea Ucrainei și-a retras din Siria, spre exemplu, baterie S-300, S-400, S-200. Și toate aceste elemente fac ca rolul ei să fie diminuat în acest moment. Pe de altă parte, rolul Moscovei este unul generator al, în bună măsură, al poveștii palestiniene. Ei l-au inventat pe Arafat, un egiptean de altfel. Ei l-au instruit la Moscova și în alte țări din zonă și nu numai, la fel precum l-au instruit pe Mahmoud Abbas, cel care nu domnește de zeci de ani la conducerea autorității palestiniene. Acum, e important de menționat că autoritatea palestiniană, Fatahul, a fost o organizație pentru eliberarea Palestinei, nu este o organizație non-guvernamentală sau guvernamentală benefică populației palestiniene sau care să nu atace precum Hamasul populația israeliană. În urmă cu câteva zile, doi israelieni au fost uciși de către un polițist al Fatah, al autorității palestiniene, în timp ce erau la o benzinărie, un băiat de 15 ani a fost omorât și un doctor de 57 de ani. Deci Israelul se confruntă și cu această realitate, că nu există o organizație reprezentativă și autoritatea națională palestiniană nu este reprezentativă pentru dorințele palestinienilor. Hamasul este cea care primește, nu s-au ținut alegeri acolo din 2005, atât în Gaza cât și în zona controlată de autoritatea palestiniană, dar preferința populației palestiniene este în covârșitoare majoritate pentru Hamas sau pentru alte organizații. Hamasul a fost considerat anul trecut, s-a format o nouă organizație teroristă acolo, din Bârlog, care a comis mai multe atentate și care începuse să atragă iarăși tinerii palestinieni către ei. Fondată, sprijinită financiar de către Iran? Aceasta nu am un răspuns, nu am un răspuns pentru asta. A fost mai degrabă grassroots. Oameni nemulțumiți de celelalte organizații din Gaza și de modul în care operează, inclusiv financiar. Ei nu erau în Gaza, trebuie să spunem asta, ei erau Cisjordania, Yehuda și Shomron, respectiv Cisjordania, în funcție de modul în care o definim. Acea zonă nu erau în Gaza. În Gaza, Hamasul controlează absolut orice. Atunci când nu le convine un oponent, acesta nu se naște sau moare. Respectiv, Jihadul Islamic, a existat acolo o filială a Daesh. Aceștia au fost atacați de către Hamas, distruși într-o bună măsură, iar în acest moment sunt controlați. Împreună cu restul formațiunilor, există formațiuni marxiste care provin din perioada anilor 60-70, create de Moscova și care continuă, multe dintre ele, Abu Nidal și așa mai departe, au avut conducerea sau au în Damasc, în Beirut, în Iran și așa mai departe. Bun, domnilor, vă propun o scurtă pauză publicitară, după care ne vom întoarce cu ultima parte a emisiunii noastre de astăzi.
Ultima parte din această seară, o seară maraton făcută împreună Dorin Popescu, alături de noi și Andrei Schwarz prin Skype. Domnilor, vreau să vorbim puțin despre ce credeți că face în momentul de față Israel în fâșia Gaza și aș vrea să încep cu tine, Dorin Popescu. În primul rând, lucrul cel mai important este că s-a reușit, iată, timp de 5 luni de zile, evitarea escaladării transformării conflictului într-unul de natură regională și nu doar. Deși în continuare există presiuni diplomatice din partea statelor arabe. Da, da, dar mai mici decât în lunile... Decât s-a aștepta în faza inițială. Da, decât în lunile cu maxim impact, primele două luni, da, primele trei luni. Da. Acesta este, de departe, lucrul cel mai important. Eu aș spune aici, în mod cinstit, sincer, că rolul dominant l-au avut Statele Unite. Da, monopol, hegemonie, nu știu. Important este că acțiunile politice și diplomatice repetate, insistențe, stratificate la Statele Unite au creat premisele pentru neescaladări. A doua evaluare. Israelul nu va putea amâna multă vreme finalizarea obiectivelor sale în ceea ce privește acțiunea militară propriu-zisă la sol. Este limpede că sudul fâșiei Gaza, partea de sud a sudului fâșiei Gaza, da, reprezintă ultimul bastion Hamas pe care Israelul îl are în vedere spre a-l distruge într-o formulă care trebuie să țină în echilibru, în balans, într-o chimie foarte creativă, crearea premiselor pentru îndeplinirea obiectivelor militare ale statului evreu de diminuare și de destructurare a capabilităților militare ale organizației Hamas. Acesta este primul obiectiv care trebuie să intre în formula aceasta cu o chimie excepțională pe care o aștept de la statul evreu. A doua chestiune, acordarea unui interes sporit pentru dimensiunea umanitară, trebuie și această dimensiune să fie substanțială în acțiunea militară și politică a statului evreu în regiune, și a treia, salvarea vieților prizonierilor israelieni din mâinile organizației Hamas. Statul evreu, în acest format de negociere, Statele Unite, Israel, Egipt, Qatar sau în orice format de negociere, sau chiar unilateral, trebuie să găsească formula ideală, astfel încât să-și îndeplinească obiectivele militare firești de destructurarea capabilităților militare ale organizației Hamas, cu luarea în considerare a dimensiunii umanitare și a nevoii imperative ca prizonierii israelieni care mai sunt în viață să fie salvați. Da, Andrei Schwarz, crezi că Joe Biden va reuși să conducă în perioada imediat următoare, în zilele care vin, către o mediere în ceea ce privește ostaticii evrei care se află în mâinile Hamas? În urmă cu vreo două minute, cât eram noi în pauză, un oficial sub anonimat, un înalt oficial al administrației Biden a anunțat că mingea se află în terenul Hamasului. Ei trebuie să accepte în acest moment, pentru că Israelul deja a acceptat prevederile acestui posibil nou acord. Sunt cunoscute aceste prevederi? Care sunt prevederile acordului? Nu sunt date opiniei publice, din câte eu știu. Mă gândesc că poate ai reușit să afli ceva. Nu sunt atât de bine ancorat în asemenea legături, din păcate, dar s-a spus un lucru foarte clar. În momentul în care Hamas acceptă aceste elemente și acest acord, începe o încetare a focului pe o perioadă de 6 săptămâni. O lună și jumătate. Acesta ar fi principalul element pe care îl știm în acest moment. Ce ar avea Hamas de câștigat în aceste 6 săptămâni? Regrupare, intensificarea războiului hibrid, pentru că ei nu duc doar un război cu rachete asupra populației israeliene, cu lansatoare de rachete și cu rachete asupra tancurilor și cu mitraliere asupra soldaților care se află în Gaza, și rachete asupra populației civile israeliene, da? Continuă chiar și astăzi tirurile, chiar dacă sunt de mult mai joasă intensitate, dar ei continuă, împreună cu partenerii lor din lumea internațională, continuă un război de natură hibridă. Și aici vorbim de Rusia, vorbim de China, vorbim de alte state care nu se coordonează neapărat cu ei
la fel precum Qatarul și Iranul se coordonează, dar care augmentează mesajele lor, promovează și alte mesaje, din nou printr-o calibrare foarte atentă și prin a servi fiecăruia ceea ce are nevoie între ghilimele. Adică celor care votează cu Partidul Democrat din SUA, respectiv cu Labour Party în Marea Britanie, cu în general țările membre ale social-democrației. Te refer la socialiste. Viziunea de stânga pe plan internațional. Andrei Schwarz, ai spus că în aceste 6 săptămâni ar fi vorba inclusiv de o regrupare a Hamas, ceea ce ar crește capacitatea sa de a operaționa împotriva soldaților izraelieni într-o confruntare militară directă. Deci, practic, premierul Biden are de ales între a elibera un număr de ostateci și a pierde un număr de soldați în următoarea campanie militară. Președintele Biden... Premierul Netanyahu. Premierul Netanyahu, da. Premierul Netanyahu, într-adevăr, și societatea israeliană în general, pentru că nu este o decizie unilaterală a premierului Netanyahu în acest caz. Societatea israeliană, guvernul și cabinetul de război se confruntă într-adevăr cu un ansamblu de factori esențial. 1. Securizarea populației israeliene din teritoriul israelian. 2. Securizarea, în măsura în care este posibil, precum spunea și Dorin Popescu, a vieții celor care mai sunt în viață, dintre cei răpiți de către Hamas și de către alte grupări teroriste, dar și de către cetățeni neafiliați din Gaza către Gaza. Și Israelul a confirmat până în acest moment că circa 31 dintre cei răpiți nu mai sunt în viață. Hamasul a lansat ieri un video în care a anunțat că alți 7, dintre care 3 bărbați între 79 și 85 de ani, iarăși au fost omorâți, și au anunțat că încă 4 vor fi anunțați în această seară, numele altor 4, deci este într-adevăr un război hibrid. Israel se confruntă cu aceste două mari dileme. 1. Securizarea și pe termen lung prin distrugerea Hamasului în principal sau a posibilității Hamasului de a mai comite asemenea atrocități și pe de altă parte eliberarea cetățenilor israelieni și nu numai, mai sunt cetățenii altor țări care se află în captivitate în Gaza. Hamasul s-a pregătit ani de zile tocmai pentru a crea acest ansamblu de factori dezastroși pentru orice fel de lider s-ar confrunta cu ei, pentru că este vorba de o societate cea israeliană care apreciază viața cetățenilor proprii, spre deosebire de aceste organizații teroriste care se folosesc de cetățenii pe care ar trebui să-i protejeze, ne-am aștepta, pentru a-și atinge scopurile destructive, la fel precum face și Kremlinul. Distruge populația altor țări și își distruge propria populație într-un mod pe care nu l-am putea anticipa. Și aș lega asta de ceea ce discutam la începutul acestei a doua oră a maratonului pe care domnul Popescu îl susține alături de tine, Răzvan. Nu putem cu certitudine să punem o parafă pe un document care spune asta e analiza, Rusia nu va ataca pentru că ar fi destructiv, ar fi sinucigaș și așa mai departe. Nu, Rusia tocmai ne-a dat o lecție foarte dureroasă pentru Ucraina. Toate detaliile, toate analizele pertinente spuneau că Rusia nu are un motiv să invadeze Ucraina și iată că acest lucru exact. S-a întâmplat. Pentru că nu avea niciun motiv, în afară de temerea că o democrație la granițele Imperiului Răului va distruge răul din interiorul Imperiului. Ruși, ca fiind o posibilitate reală și pentru Rusia. Da. La fel, Iranul se teme că țările arabe, în speță Arabia Saudită și cele din siajul său, vor ajunge la un acord de pace cu Israelul și că atunci vor demonstra și populația din Iran, care în bună măsură chiar crede acest lucru, că nu este vorba de un război religios între statul evreu și islam, nici măcar pe partea sunită, șiită și așa mai departe. Și spuneam acest lucru și aș încheia
Populația Iranului, în bună măsură, la fel precum populația Rusiei, este pregătită pentru o revoluție. Trebuie, într-adevăr, să existe un sprijin mai serios decât a existat în trecut pentru cele două revoluții eșuate din Iran și trebuie un sprijin pentru populația din Rusia pentru a debarca regimul criminal. Da, Dorin Popescu, vorbeai despre dimensiunea umanitară și Al Jazeera oferă un interviu cu Simon Motkan, un membru al Parlamentului din Belgia, care spune în felul următor, traduc din varianta în limba engleză Al Jazeera: suntem atât de ipocriți în Europa când vorbim despre drept internațional, când facem referire la ce se întâmplă în Ucraina și Rusia, dar în același timp nu avem aceeași viziune și nu vorbim la fel în cazul palestinienilor, spune acest membru al Parlamentului belgian. Cum putem comenta acest lucru? Pe de-o parte, Bruxelles condamnă atrocitățile pe care Federația Rusă le comite în Ucraina, dar spun acesta și nu este singurul, de altfel că în același timp nu vorbim despre criza umanitară din Fâșia Gaza în ceea ce îi privește pe palestinienii nevinovați. Cred că ipocrizia are, ca așa, definiție ad hoc, are înfățișarea, are aspectul escamotării cu bună credință a jumătății de adevăr a celuilalt. E bine, haideți să vedem cele două jumătăți de adevăr în ceea ce privește Orientul Mijlociu. Israelul are dreptul la autoapărare. Israelul a fost atacat, da, în octombrie 2023. Are dreptul legitim la autoapărare și se exercită acest drept la autoapărare. 2. Modalitatea, cealaltă jumătate. Modalitatea în care Israel trebuie să-și exercite dreptul la autoapărare trebuie de asemenea să se manifeste în cadrul regulilor cutumiare și nu doar procedurale și nu doar juridice ale dreptului stipulat în dreptul internațional umanitar. Nimeni nu trece sub rezervă numărul prea mare de victime colaterale, de victime în rândul populației civile, care rezultă din modalitatea în care Israelul a înțeles să-și îndeplinească obiectivele militare. Nu văd aici ipocrizia, pentru că există condamnări clare, fără echivoc, din partea liderilor, multor lideri ai comunității internaționale, cu privire la faptul că Israelul trebuie să-și calibreze acțiunea militară de răspuns exercitată din dreptul său la autoapărare, astfel încât numărul de victime omenești să fie cât mai mic. Nu există aici o ipocrizie. Sigur că declarațiile sunt fastuoase și spectaculoase, de exemplu în ceea ce privește crearea unui tribunal internațional pentru pedepsirea crimelor de război pe care le produce armata Federației Ruse în Ucraina, dar și magnitudinea și amplitudinea sunt diferite față de impactul actualei confruntări militare din Orientul Mijlociu. Dacă vreți și înfruntarea cinică, sfidarea cinică a normelor de drept internațional și a normelor de drept umanitar ca o altă magnitudine în ceea ce privește războiul de agresiune de Federația Rusă în Ucraina. Deci eu unul întreabă și eu subscriu ideii de a avea o măsură corectă și echilibrată în toate și constat că în principiu Occidentul încearcă să-și țină această măsură. Da, o știre de ultimă oră, Hamas anunță că a lovit cu succes mai multe tancuri și drone ale armatei din Israel în cursul bătăliei care are loc chiar acum în centrul Gaza City. Pe de altă parte, Andrei Jvars, mi-aduc aminte că atunci când a avut loc nefericitul atac terorist din data de 7 octombrie 2023, am avut o reacție extrem de dură a comunității ultraortodoxe din Israel față de acest atentat terorist comis de către Hamas. Vorbim de o comunitate ultraortodoxă care neagă oarecum sau nu este de acord a se înrola în armata Israelului. S-a schimbat viziunea acestei comunități din Israel și care sunt șansele ca evrei ultraortodoxi în cele din urmă să se alăture armatei statului Israel? Populația definită ca fiind ultraortodoxă din punct de vedere religios are undeva la 10% din populația statului evreu. Aceștia, în mod tradițional, s-au concentrat pe altceva, spun ei, pe studierea textelor biblice Tora. Și pe
Și pe rugăciune, exact, pe Biblie, da, pe Tora și celelalte două componente ale sale, și că ei sprijină poporul evreu prin înălțarea acestor rugăciuni. Ori restul populației, majoritatea populației israeliene care își definesc religiozitatea într-un fel sau altul pe un spectru larg, da, de definire, majoritatea populației spune nu, trebuie să fim cetățeni egali din punct de vedere al reprezentării și a oferi ceva pentru apărarea țării, ceva tangibil. Copiii celorlalți își spun viața în pericol pentru a-i proteja pe toți cetățenii israelieni, fie că vorbim de evrei, religioși, nereligioși, fie că vorbim de arabi, druzi și așa mai departe, ei apără pe toți. Și a existat întotdeauna această presiune asupra acelor din populația ultraortodoxă de a se înrola. Acum trebuie să spunem că o proporție din ce în ce mai mare a populației ultraortodoxe în mod voluntar se prezintă la centrele de înrolare. Andrei Schwarz, și asta chiar și înainte de 7 octombrie. Andrei Schwarz, Dorin Popescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la CEC Media. Din păcate, timpul nostru s-a scurs. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le discutăm, dar promit că ne vom reîntâlni poate chiar în aceeași formulă. Sunt Răzvan Mutanu, vă mulțumesc că urmăriți CEC Media. Rămâneți alături de B1 TV.